invit acum pe Cristina să ne spună. Mă bucur foarte mult că astăzi sunt alături de dumneavoastră și nu m-am putut abține să nu vă spun câteva cuvinte, în ciuda faptului că timpul trece atât de repede și aproape că nu am simțit astăzi cum a trecut. Am fost înconjurată de iubire copleșită, de iubire din partea dumneavoastră. De ce vă spun asta, o să aflați imediat. Așadar, din câte am înțeles, educația începe în familie și iată, este susținută de familie. În ceea ce mă privește, ca părinte, am început-o și o susțin ca profesor, pentru că sunt profesor de religie. Mi-ar fi plăcut ca astăzi colegii mei să fie aici, să vă asculte și să fie copleșiți de iubirea pe care ați reușit să o adunați într-un singur tot, fiind atât de uniți. Mă bucură foarte mult pentru că mesajul pe care dumneavoastră l-ați transmis astăzi a fost acela că în fața unei societăți hiperconsumiste, în fața unei societăți concurente, avem nevoie de ceva mai mult, pentru că ea pune accentul doar pe avea și, în sfârșit, cred că este cazul să tragem un semnal de alarmă și să înțelegem că avem nevoie din a fi. Ca atare, ați pus accentul pe suflet, ați pus accentul pe nevoia de rezonanță emoțională, ceea ce pe mine m-a interesat dintotdeauna și de aceea am ales să nu rămân doar un simplu părinte în viața copilului meu și să am această posibilitate să spun și altor copii ce înseamnă sentimentul de iubire, de dreptate și de adevăr. Ca atare, ați accentuat o necesitate în ceea ce privește schimbarea societății și dacă totul începe cu ora de religie, m-aș bucura ca totul să se sfârșească cu învățământul românesc. Am să transmit colegilor mei din toată țara, nu mi-au cerut-o, nu sunt avocatul lor, dar am să transmit în măsura în care am să pot, vă rog să aveți încredere în noi, așa cum ați avut 25 de ani, fără să ne cunoașteți poate îndeaproape, așa cum s-a spus și aici, că mesajul dumneavoastră este unul extraordinar. Vă rog să ne acordați aceeași încredere și de acum încolo și cu atât mai mult vom reuși pentru că vă vom avea alături în acest demers. Vă doresc să aveți putere, să aveți energie, să aveți credință, așa cum ați spus, pentru că unitatea noastră este de fapt unitate într-un Hristos. Vă mulțumesc mult și astăzi să fie o zi liniștită și cu pace.